Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, eu sunt Cosmin Rușcior, mulțumesc că ne ascultați, este ora 13 și 30 de minute, sunteți la RFI, Planeta Verde. Azi vă pun o întrebare simplă: de ce trebuie să țipăm unii la alții pe stradă ca să ne auzim? 85% dintre bucureșteni sunt expuși zgomotului. La pol opus, cel mai liniștit oraș al țării este Iașiul. De ce avem orașe zgomotoase, care sunt soluțiile pentru poluarea fonică și cum sunt afectați oamenii? Invitat este președintele Ecocivica Nicolae Rădulescu Dobrogea. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Cum s-a ajuns aici? Situația a progresat în sensul negativ. S-a intensificat traficul. La ora actuală în București sunt înmatriculate 1.300.000. Nu mai vorbim de mașinile care vin și pleacă în fiecare zi din București fără să fie ale bucureștenilor. Automat fiecare automobil este generator de zgomot. În plus, să nu uităm că fiecare automobil este dotat cu un claxon care, în mod normal, n-ar trebui să funcționeze în zona Bucureștiului, unde claxonatul este interzis. Nimeni nu ține cont de această treabă. Zgomotul produs de eșapamente este un alt, de fapt, motiv foarte important. Aici mai avem motocicletele ca coautoare la această situație. În ultimul timp au început să apară și ATV-urile până în orașul nostru. Camioanele de peste 10 tone care n-au ce căuta în București sunt iarăși coautoare la acest zgomot. Mai vorbim de șantiere, de scandaluri, de lătratul câinilor care mai ales noaptea se poate observa, ca să nu spunem, sau se poate suporta din ce în ce mai greu. Și o să râdeți când vă voi spune că noaptea, dacă ai geamul deschis, vara și ciorile care trec în permanență pe deasupra sau pe scărușii fac un zgomot care te pot trezi din somn. Deci, la toată treaba asta mai cuplăm și defrișările din ultimul timp, care se știe clar că influențează și nivelul zgomotului, știindu-se că 30% din intensitatea zgomotului este ameliorat de plantări de arbori. Mai vorbim aici, dacă vreți, și de toaletările imbecile care contribuie și ele la reducerea antifonării naturale ale crecilor arborilor și nu numai. Vă referiți la acei copaci de pe marginea străzilor care sunt ciunțiți? Da, mă refer la aceia. Dintr-o măsură de precauție greu de priceput, pentru că ei spun că în felul ăsta nu există riscul să tăiem, să cadă arborii. Ori este o teorie pe care pot să o când să o combat și am avea prea mult, am ocupat prea mult timp pentru treaba asta. Dar apropo de mașinile care produc zgomot foarte mare, pentru că sunt multe, spuneați, peste 1.000.000 în capitală, înregistrate aici, plus cele în tranzit, v-aș întreba dacă aici contează într-o măsură sau alta și calitatea asfaltului. Are vreo importanță? Fără discuție. Calitatea asfaltului la noi este, aș putea spune, poate cea mai proastă din capitalele europene. Am fost de curând la Bruxelles, un oraș care, după părerea mea, nu este prea frumos, dar asfaltul era impecabil. Și aș spune că acolo n-am auzit niciun claxon, contează foarte mult, și cred că mai este și o chestiune de educație. Ori la noi, în București, e un fel de amestec de, și le-aș spune,
nici orășân, nici țărani. I-aș numi țărășteni. Combinația asta între țăran și orășan a luat cei mai prost de la fiecare. Și în loc ca lucrurile să se îndrepte spre un grad de civilizare, la noi se întâmplă invers. Cu cât și mai tare, cu atât ești mai, se consideră că ești mai important, cu cât faci zgomot mai mare, cu atât ești mai important, cu cât dai difuzoarele de la autoturism la un număr de decibel greu de suportat, cu atât ești cineva.